3 iulie 2024, în sfârșit a venit și un pic de ploaie. Albinele zboară chiar dacă plouă, unele, nu toate. Sunt colonii care știu deja că au floare în zona și ele ies chiar și pe ploaie. Bun, dacă plouă, am zis să vin la albinuțe să le aduc, adică nu la albinuțe, ci venim în casă să preparăm ce să preparăm. Voi prepara o mixură de uleiuri esențiale pentru albine. Așa, ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie în acest blender, pe care îl folosesc numai pentru uleiuri esențiale, ne mai trebuie apă. Să iau o măsură, am nevoie de o măsură, să o găsesc prima dată acea măsură. Fiindcă ne trebuie o anumită cantitate de apă și anume ne trebuie aproximativ pentru început 300 de mililitri de apă. Am pus 300 de mililitri de apă pe care îl adaug în blender. Bun. Odată avut această apă introdusă, aleg o rețetă pentru albine care constă în, să caut, am mai multe tipuri de uleiuri esențiale și în această lună, iulie, am nevoie doar de o anumită rețetă. Care se regăsește, să zic așa. Să vedem dacă mai avem. Ce ne trebuie. Dacă nu avem ce ne trebuie, ne vom reprofila. Bun, deci aici am cele trei ingrediente pe care voi merge aproximativ 2 luni, adică iulie și august. În ce constă? În felul următor. Voi folosi 3 ingrediente pe care voi merge aproximativ 2 luni, adică iulie și august. În ce constă? În felul următor. Voi folosi, știam că am mai mult din acestea, dar se pare că nu am mai multă mentă. Bun, nu știu cât mai am aici, dar voi merge deocamdată la prima rețetă pe aceasta, care se numește T3. Aici, în zona noastră, nu se găsește T3 și albinele, dacă nu le-am dat, n-ar ști de această aromă a T3-ului. Am nevoie de o siringă și voi introduce aproximativ sau aproximativ și sigur 4 ml de T3. Introducem în blender. Deci avem 4 ml de T3. Mai trebuie să fac o comandă. Sunt cam la sfârșitul folosirii uleiurilor esențiale, fiindcă n-am folosit încă anul acesta. Următorul ingredient este wintergreen-ul.
Nici acesta nu se găsește în mod natural, nici în România. O să-i scoatem capacul. Cele două uleiuri esențiale, tea tree și wintergreen, nu se regăsesc în România în mod natural. Cel puțin nu știu eu. Să facem această sticlă. Așa, wintergreen-ul are un miros puternic, foarte, foarte accentuat. Bun. Am și din ăsta 4 ml. Mai trebuie un pic. Așa, introducem și pe acesta în blender. Ce rămâne, turnăm înapoi. Și mai avem pentru încă o tură, să zic așa, pentru încă o dată. Cam la 2-3 săptămâni s-ar putea să-mi ajungă anul acesta. O să știe. Lemongrass, în acest caz, cum este astăzi, cum este în iulie, punem, fiindcă ce urmăresc eu cu lemongrass-ul ăsta, urmăresc ponta mărcii, adică să accentueze un pic ponta, și punem 3 ml. Bun. Cam asta e rețeta. Deci 4 ml de tea tree și de wintergreen și încă 3 ml de lemongrass, fiindcă urmăresc ponta măcii. Lemongrass-ul stimulează ponta reginei. Wintergreen, tea tree, aceștia sunt antibacteriene, cel puțin tea tree-ul. Este foarte bun antifungic, plus că este și antivaroa. Bun, mai rămas aici un pic de lemon. Normal că în fiecare an recurg la aceste rețete pe bază de uleiuri esențiale, fiindcă au început să se regăsească și pe piață în diferite produse. În diferite produse au început să regăsească și pe piață. Bun, acum această mixură încă nu e gata, trebuie mixat. Trebuie o folie. Am să vă explic imediat de ce îmi trebuie acea folie sau nylon. Se mai întâmplă să trebuiască și așa ceva din diferite motive. Dar poate se mai întâmplă și pe la alte case, să zicem. Și să vă arăt. Deci blenderul ăsta a venit cu o protecție aici de plastic, era. Numai că s-a spart. Și atunci nu mai poți utiliza blenderul, fiindcă tot iese afară toată substanța. Și ca să nu iasă, pun un nylon, îl introducem în priză și dăm drumul.
aproximativ un minut, două. Nu un minut, două, ci 5 minute, aproximativ 5 minute trebuie acest conținut să se mixeze. Îi dăm drumul. După aproximativ 5 minute, mai trebuie să introducem niște apă. Vreo 700 de mililitri de apă trebuie să introducem. Producem apa. Și acum ce s-a întâmplat? Că de data trecută mie mi-a mai rămas niște ulei, mixură de ulei esențial, rămas din aceeași rețetă și trebuie remixată. O introduc și pe aceasta. Bun, acum mai dăm un minut, două. Așa. Dacă s-ar putea filma și mirosul, ce bine era. Un miros super. Bun, să-i mai dăm un minut, două să se mixeze. Deci, mixura este gata. Nu rămâne decât să o băgăm la borcană și să o utilizăm acolo unde este nevoie. Să băgăm la borcane. O să mă întrebați cum se utilizează această mixură. Bine, ea se utilizează foarte simplu, se utilizează în turte și în siropuri. În siropuri este mai complicat cu utilizarea, fiindcă cauzează furtișag și majoritatea apicultorilor folosesc hrănitoare deschisă, iar acest lucru cauzează furtișag. În schimb, se poate folosi în borcane. Exact. Deci siropul îl turnăm în borcan, punem capacul, dăm o gaură, îl întoarcem cu capul în jos deasupra ramelor. Dar acest lucru va necesita, să zic așa, un spațiu suplimentar deasupra cuibului. Bine, eu mixura o folosesc în turtă, iar rețeta la turtă o veți vedea mâine, cel mai probabil, sau într-un alt film, unde nu folosesc zahăr deloc la turtele proteice. Așa, deci umplem borcanele și cam asta este cu această mixură. Cantitatea de mixură adăugată la un litru de sirop poate varia de la 5 ml per litru până la 30 de ml per litru. Acum, în funcție de fiecare cum testează și cât ulei esențial dorește să conțină acel sirop. Și ceva de menționat este că Wintergreen-ul este un ulei esențial care luptă direct cu nosema. Bun, cam atât în acest film. Am preparat o mixură pe bază de uleiuri esențiale. Iată, așa arată în borcană. Bun, până data viitoare, numai bine!